interminabile cu proiectantul și cu localitatea pe tema asta și până când primarul comunei Comana nu și-a asumat răspunderea că va reface orice, că îmi spunea așa, domnule, eu o refac și formă mi se prăbușește. Și de unde am eu banii să o fac la lor? Și și-a luat angajamentul în scris primarul comunei Comana că dacă se prăbușește lucrarea pe sectorul de canalizare din vina modul în care a fost făcută canalizarea cum fără să aibă indicii de rezistență, va suporta localitatea refacerea drumului respectiv. Deci au fost atâtea lucruri omise, atâtea lucruri greșite în proiectarea asta, încât toate au condus la aceste, iar constructorul, trebuie să vă mai spun un lucru, iar constructorul a profitat de fiecare neconcordanță găsită între proiect și situația reală din teren. Înțelegeți? Nu, a profitat în sensul că a tras de timp, deci a tras de timp invocând aceste erori de proiectare. Domnul Ovidiu, ce mai vreți să mai spuneți? Doar atât. Și cu asta închei. În punct de vedere al executantului, al constructorului, că a fost un gest deliberat și acela de a și-a asumat-o de la bun început, de a intra în insolvență. Aplicați penalități, vă rog, în momentul de față. Nu mai aveți cum. Legea insolvenției nu mai permite. La 411 nu eu am băgat pe rom strade în insolvență sau el nu s-a băgat singur. No. Restul, să știți, ceilalți constructori nu sunt în insolvență. Decă la 411 sunt în insolvență și ăsta este și motivul pentru care nu le mai prelungim contractul mai departe. Pentru că dacă le-am prelungit tot lor și n-ar termina la sfârșitul perioadei de prelungire, n-ai pe ce să tragi la răspundere, pentru că te duci la masa credală și știm că noi la masa credală nu avem prioritate. Da. Trebuie să vă mai spun un lucru. Sumele pe care le vehiculați aici, domnul Marci, dumneavoastră, 5 milioane de ore, nu sunt cifre exacte, pentru că, vă mai spun, pentru că conform contractului care o să-l facem, și a zis care modelul acolo, putem să aprovizionăm din luna decembrie o serie de materiale, adică constructorul poate să le aprovizioneze. Da. Noi deja am dat dispoziție să se facă comisie de inventariere acestor conformente. Da. Și aceste materiale le plătim din anul acesta și rămânem pentru anul numai manopera, care nu poți să o... Da. Și diminuează acest efort de preocupare. Deci de asta nu este reală cifra. Cifra va fi reală după ce tragem jurul cu comisiile de... după ce inventariem toate lucrările, ce s-a executat, ce lucrează și acum. Da? De exemplu, eu am fost informat și când se termină ședința, o să vedem că am fost informat că astăzi trebuia să înceapă să asfalteze la Comana. Că pusese stratul de piatră spartă și trebuia să avanseze cu asfaltarea astăzi, la, avea ochilaje reduse acolo și așa mai departe. Deci astea sunt probleme. Alte puncte de vedere. Tot dumneavoastră, domnul consilier. Domnul președinte, stimați colegi, din toată discuția asta am concluzionat două elemente. Una a fost o concluzie cu privire la unele acuzări care s-au adus și apoi motivarea concretă asupra la lucrările care au fost executate și termenele care nu s-au respectat. Eu spun din punct de vedere juridic. Lăsând o parte acuzarea, lăsând o parte motivarea, întrebarea e una ca să se ridică și e valabilă pentru toți consilieri. Este legal ceea ce propunem noi astăzi? Cum să? E legal, da? Bun. Pot să feresc în contextul și hai să votăm să nu atragă răspundere penală, material, civil al noastră. Este totul legal. Și credeți-mă, atâta timp cât eu am curajul să rezist, să nu mai pronunțez contracte, să le fac penalități. Gândiți-vă că n-am nici... eu vă spun ceva. Sunt patroni, marea majoritate a patronilor care lucrează aici, eu nu-i cunosc. Vă dau cuvântul meu de onoare, că vă spun adevărul. De asta am și acest curaj, să nu le mai prelungesc contracte, să le dau penalități. N-am niciun fel de nume. Poate să vină oricine să verifice orice aici. Mă înțeleg. Da?
Deci nu există niciun fel de conotație penală. Nu mi-e teamă nimic. Pentru că vă spun cinstit. Am în spatele meu un aparat care am lucrat corect. Da. Nu e. Orice semnătura mea are în spate o verificare și așa mai departe. Nu degeaba stau aici să verific până la... Da. Domnul, ați spus că... Ați spus că... N-am ridicat problema de legalitate în niciun caz. N-am zis că nu ar fi ceva legal. N-am ridicat problema și, de nelegalitate. Vedeți-mă, așa cum problema a spus... A deci, așa cum a spus și domnul Marciu, și eu pot să vă demonstrez că altfel s-a discutat la nivelul Uniunii Consiliului Județene din România, nu este acest... Noi suntem chiar printre județele cu care... care voi să intrăm cu un efort mic în anul următor. Sunt alte județe unde problemele sunt mult mai grave. Da? Și nu este vina noastră. Ce să mai... Domnul, ultima dată vă dau cuvântul pe punctul ăsta. Ziceți. Da, ultima dată pe punctul ăsta, dar avem un pic de discutat. Domnule Basanjac, niciun moment nu s-a pus problema că da, vă rog frumos, proiecte vă rog frumos, a pronunțat numele numai... nu și e normal să vorbesc. Ai pronunțat? Da. Da. Deci, dar dați un drept la replică scurt. Nu mă mai interupesc. Deci, niciun moment nu am pus problema că aceste proiecte nu ar trebui finalizate. Trebuie finalizate. Doamna Dobre, niciun moment nu am pus problema că e vorba de fraudă. Pe de altă parte, e vorba de 4 proiecte. Chiar la toate au fost proiectate greșit și chiar la toate greșelile alea erau atât de mari încât să justifice o întârziere de 6 luni de zile, minim, că deocamdată nu știm când se vor termina și chiar la toate e vorba de o întârziere de atât de multe procente, că la unele au ajuns la 50-60%, la unele la 70%, deci nu vorbim de 50% întârziere, chiar la toate, nu mi se aprinde niciun semn de întrebare, mie mi se aprinde. Acum, domnule Mustățea, ați vorbit de 401, și mi-ați răspuns parțial la întrebare. Eu când am vorbit, am întrebat de toate proiectele, dacă la toate ați aplicat penalități, dacă ele există trecute în contract și dacă ați... Mi-a stăiat microfonul ăsta, dar mai încet, mai aprind încă unul atunci. Deci ați spus doar de 411 și ați spus că ați aplicat penalități. Vă întreb acum, că i-ați răspuns lui Ovidiu că nu știți exact cuantumul. Cât este prejudiciu pe care o să-l scoatem din buzunar? Nu există, nu există, domnule, prejudiciu. A doua întrebare, pentru celelalte 3 contracte, ce penalități ați aplicat și când aveți de gând să le proiecte, când aveți de gând să le aplicați? Pe de altă parte, ați spus mai devreme că nu-i cunoașteți pe proprietarii firmelor. Păi n-ați spus dumneavoastră că ați fost la ei de nenumărate rânduri, cum ați fost la ei, dar nu-l cunoașteți, a stat la poartă. Domnule, proprietarii firmelor... Întrebarea care vă opun este următoarea. Deci gata, deci așteaptă ca să-ți răspund, da. Este una să discuți cu directorul tehnic, al cel care execută lucrarea, altceva să discuți. De exemplu, la Cumana, avem acolo un proiect, de asta nu v-am răspuns. O să intrăm și acolo, probabil, cu o sumă mică, să vedem cât sunt materiale pe care le aprovizionăm în luna decembrie. Proiectul nu este după timpul meu. A câștigat cu 47% din valoarea estimată și n-a câștigat oricum, a câștigat la Curtea de Apel. Da? Deci după ce a contestat, și a... nu eu l-am scos din licitație, nu știu cine este, o firmă, Rom, tot cum se numește firmă? Rom Construction Holding. Da? Și acolo am avut tot felul de probleme, că a apărut nu știu ce, în zidurile alea de la mănăstire a trebuit să omorâm o, cum se numește aia? O bacterie, care nu am avut la cunoștință când a, s-au găsit niște morminte în curte când s-a săpat. A venit ăștia de la Ministerul Cultelor și ne-a stopat și au început să analizeze ce e acolo, ce e sit arheologic. Dom'le, păi, să vă spun ce am pățit cu breteaua, care nici acum nu e în regulă, cu breteaua de la podul de la Buciani. Da? Că mi-a cerut, până la urmă am rezolvat-o, mi-a cerut Ministerul Transporturilor niște avize și niște sume pentru breteaua aia, trebuia să fac ceva mai bun decât era drumul lor național. Și mai vorbesc că pe urmă a mai venit și Ministerul Culturii, că nu știu ce SID, nu știu ce cultură e acolo și trebuie să mai punem nu știu ce parapezi pentru... Deci credeți-mă, când te confrunți cu toate treburile astea, o să vedeți că problemele nu sunt așa de simple. Da? M-am de spus, da. La celelalte penalități, vă spun eu, mă aveți de spus. Vă răspund, da? Deci, în contract scrie că aplicăm penalități dacă sunt întârzierile din cauza lor. Da. Întârzierile nu pot fi din cauza lor, de exemplu, la 603.
Da? La 504 încă n-am intrat, că el are termen până la 31 decembrie. Da? Deci urmează să intrăm păi și... Păi nu știu, o să analizăm, să vedem. Că nu o să-l termine, doar așa cum am aplicat amenzi la cei dragi, dacă în momentele în care avem, că poți să aplici amenzi, dar decât să ne penalitezi, dar decât să ne pierzi în instanță, trebuie să le documentezi, corect, când le faci, da? Bun. Bun, mai am de discutat. Haideți, nu mă întrerupesc, că e un lucru important. Domnule președinte, pentru prima oară, în 4 ani de zile, sunt și eu mândru că fac parte dintr-un consiliu care chiar discută problemele, mai ales problemele principale. Că așa de venit și de ridicat mâna este extrem de simplu. Ce s-a întâmplat astăzi? Faptul că am discutat cu un ton normal, că am discutat toți. Fiecare a avut posibilitatea să-și spună punctul de vedere, eu zic că este fără precedent, cel puțin în istoria de ultimii 4 ani a Consiliului Județean. Acum, dacă tot a venit vorba de asta, îi pun o întrebare domnului secretar. Următoarea. Este normal, nu s-a încălcat nicio prevedere a regulamentului. Este normal că noi până în momentul ăsta nu avem materiale pentru niște puncte care ni s-au pus în față la ședința din 8 decembrie și faptul că nu au fost încă afișate pe site-ul Consiliului Județean? Mie nu mi se pare normal, dar aștept răspunsul. Acum, mai am încă 2 lucruri să spun înainte să închid microfonul. Domnule președinte, am spus că proiectul pe care urmează să-l votăm noi acum este propunerea dumneavoastră de a finanța cu aproximativ 1 milion de euro. Nu băgați în ceața legătorii că nu e 1 milion, că de fapt sunt 44 de miliarde, că de fapt nu sunt alea, că sunt luăm 4,4 și eu am indus în eroare că sunt milioane. Nu. E vorba de 1 milion de euro pe care noi o să-i scoatem din buget ca să acoperim acea pagubă. Pe de altă parte, vă rog numai... Asta puteți să o constatați la 31 decembrie. Până atunci, domnule președinte, ce ne-a suntem de Crăciun mai o săptămână, două. Ce să discutăm? Adică spuneți că ce deci, minunii în următoarele 7 zile de Crăciun. Domnul Boierescu, da. Sunt lucrări efectuate și decontate. Așteptați. Pe de altă parte, după cum a spus și colegul meu Ovidiu, nu mai băgați în ceață oamenii, că de fapt nu sunt banii lor, că ei dau numai taxe și impozite, dar ăștia sunt banii veniți de la Guvernul României sau de la bugetul de stat. Domnul președinte, atâta timp cât sunt bani care intră în județul nostru și atâta timp cât noi avem posibilitatea să-i folosim la alte priorități și dăm să acoperim paguba unora care nu și-au făcut datoria, trebuie să punem de dumneavoastră, că înseamnă că sunt banii noștri și este paguba noastră. Ați terminat? Da, și aștept răspunsul domnului secretar, pentru că încă nu avem materialele. Discuția care am avut-o, care o avem noi acum, că bănuiesc aproape să se duce spre încheiere, ar fi trebuit să o avem înainte de vot la ședința din 8 decembrie. Eu nu spun acum că ar fi trebuit să votăm într-un fel sau altul. Proiectele trebuie să finalizate. Dar trebuia să votăm în cunoștință de cauză, trebuia să avem timp să analizăm materialele, inclusiv trebuia să ne spunem punctul de vedere. Nu să ridicăm mâna fără să știm despre ce e vorba. Atât. Mulțumesc. Ce? Eu n-am înțeles ce te-a întrebat. Tu ai înțeles ce-a întrebat? Domnul consilier, ședința din 8 decembrie, în afară de proiectele înscrise pe ordinea de zi, din câte știu, domnul președinte a cerut în mod corect, conform regulamentului, suplimentarea ordinei de zi cu câteva proiecte de hotărâre care au parcurs toate etapele, respectiv expunere de motive, referatul compartimentului de specialitate și proiectul. S-a supus la vot, s-a aprobat suplimentarea ordinei de zi și s-au luat în dezbatere toate proiectele. Acest lucru îl permite regulamentul care a aprobat de Consiliul Județean. Și legea, nu? Și legea. Dar eu am spus de ce n-am avut pe masă materialele și nici măcar acum, după încă 2 ședințe, nu le avem pe masă și de ce nu sunt afișate pe site-ul Consiliului Județean. Eu știu? O secundă. Dați-mi voi. Pe site-ul Consiliului Județean. Deci, dar fiind faptul că ele au fost introduse ca suplimentare pe ordinea de zi. Domnul Dinu, sunt puse pe... Sunt puse în forma de hotărâre finală. Nu sunt puse. Am printat azi dimineață. Vă arăt cârtia, o arăt la cameră dacă e. Deci nu sunt puse. Ultimul proiect care este... După ce,
după ce au fost aprobate, ele au fost puse pe site. Nu sunt, domnule secretar. Deci ultimul este pus pe data de 8-a 12-a și au pus acum 3 zile. Deci am pe 2 săptămâni. Deci am primit informații de la cei care se ocupă cu... De la compartimentul tehnic. Deci de la 2 săptămâni mai târziu, când e vorba doar de Xerox. Domnule, ai spus că de dimineață nu erau. De dimineață deci, erau puse. Hai să ne lămurim. Când ați verificat? De dimineață sau am putut? Deci l-am pus acum 3 zile, domn președinte. Dumnezeu a spus că de dimineață ați verificat. E niște pagini de scanat. Nu e vorba de mare filozofie. Când ați verificat dumneavoastră ultima dată? Deci acum azi dimineață erau, acum 3 zile nu. Păi mai devreme ați spus că nu erau. Păi ce încredere să mai avem în dumneavoastră? Deci ce credere avem noi când nu ne dați materialele de ședință? Încă o dată, nu spun că nu trebuie votate proiectele sau că trebuie votate, dar e normal să ne dați materialele. Chiar atunci când spuneți dumneavoastră că finalizați proiectele cu 5 minute înainte, chiar atunci cu 5 minute înainte ar trebui să avem hârtiile pe masă. Aveți suficient aparat de specialitate care să apese pe un enter pe Xerox. Atât am spus. În moment ce Consiliul a aprobat suplimentarea ordinii de zi și au fost dezbătute, am îndeplinit toate procedurile prevăzute de lege, proiectele sunt corecte. Dumneavoastră, păstrați-vă punctele de vedere și aia este. Mai sunt alte intervenții. Dacă nu mai sunt, vă supun proiectul la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține. Număr. Domnul Ciobanu, doamna Buga și domnul Boierescu. Și Boierescu. Deci, proiectul a îndeplinit formul pentru a fi adoptat. Trecem mai departe la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a cuantumului normelor de venit pentru activități independente pentru anul 2016. Propus de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice a județului Giurgiu. Doamna Florentina Stâncurești. În conformitate cu prevederile codului fiscal, Direcția de Finanțe ne solicită de fapt avizul Consiliului Județean pentru aceste norme de venit. Materialul este întocmit de Direcția de Finanțe și l-aveți anexat la MAFA. Dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, vă supun proiectul la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. În unanimitate. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru asistații din căminul pentru persoane vârstice singure pentru anul 2016. Doamna Florentina Stânculescu. În conformitate cu prevederile legale și cu cheltuielile efectuate de Centrul de Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni a reieșit că pentru anul 2016 costul mediu lunar de întreținere va fi de 1217 lei lună pe asistat. Sunt documentațiile prezentate, anexate la materialul pe care le aveți dumneavoastră și mod de calcul. Da, mulțumesc. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, vă supun proiectul la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Împotrivă? Deci nu la nimic. E cineva împotrivă sau abține? Punctul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Județean Giurgiu și de unitățile subordonate acesteia pentru anul fiscal 2016. Doamna director, Florentina Stâmpulescu. Taxele care vor fi percepute de Consiliul Județean și de unitățile subordonate acesteia în anul 2016 sunt aceleași cu taxele percepute în anul 2015. Nu există nicio deci n-am propus niciun fel de majorare cum s-a întâmplat în altă parte. Întrebări. Dacă nu sunt, vă supun proiectul la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Deci unanimitate. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare. Doamna Florentina Stânculescu. Sprijinele financiare care vă sunt supuse aprobării se încadrează în prevederile bugetare. Nu sunt probleme cu acordarea acestora.
aveți lista cu numele anexate la MAPO? Fac eu o precizare. Înainte de a definitiva proiectele, de a le transmite cancelarii pentru a vă convoca, am solicitat aparatului tehnic să ia la analize toate cererile care au fost depuse în cursul anului și care nu au fost soluționate. Și în proiectul pe care îl supun aprobării, am considerat că pentru toate aceste persoane care se află în dificultate financiară, este corect din partea noastră să le acordăm un mic sprijin financiar, astfel încât cel puțin sărbătorile de iarnă să le petreacă într-un spirit pozitiv și propice. De aceea vreau să vă spun că suma minimă pe care am propus-o este de 5 milioane bani de 500 de lei pentru cine a făcut aceste cereri. Deci în acest moment nu mai am nesoluționată niciun fel de cerere depusă la Consiliul Județean. Ce rugăminte am? Tot îmi face semn domnul Marciu, că e secretar al dânsului de acolo și al lui Gavrilă. Dar noi am hotărât data trecută că nu mai suplimentăm în timpul ședințelor. Astăzi mi-a zis și mie de dimineață, eu trebuie să mă țin de cuvânt ce am propus aici și am aprobat tot și nu pot să încarc în fiecare zi. Atunci de ce Dumnezeu mai aprobăm și stabilim? Și a zis, la prima ședință va fi cap de listă, o analizăm și asta este. Doamna Bogat, ridică-l-o. Da, domnul președinte, mulțumesc frumos. Domnul președinte, am observat că în ajutoarele financiare de astăzi sunt trecute din nou parohia de la Vedea, în condițiile în care a primit în data de 22-10 un ajutor de 60.000 de lei și parohia Sfântul Gheorghe din Giurgiu, care la fel, în data de 22-10 a primit un ajutor de 50.000 de lei. Noi nu știm ce au făcut cu banii respectivi. Așa, în aceste condiții, eu propun scoaterea de pe ordinea de zi a acestor ajutoare către aceste două biserici, să ni se arate și nouă ce au făcut cu banii, măcar cu banii din care au primit în 22-10, și apoi discutăm pentru acordarea altor sprijine dacă este nevoie. Pentru că în județul Giurgiu sunt și alte parohii care au nevoie de sprijine financiare. Nu sunt numai Sfântul Pantelimon din Vedea și Sfântul Gheorghe din Giurgiu. Eu cred că nu ați fost atentă la prezentarea pe care v-am făcut-o mai devreme. Nu există persoană fizică sau persoană juridică care să facă o cerere și să nu fie onorată acum. Deci toate bisericile care au făcut cerere au fost onorate. Inclusiv nu numai cultul ortodox, ca să se înțeleagă bine. Nu numai pentru cultul ortodox, am făcut propunerea pentru toate cultele care ne-au cerut sprijin aici. Pentru că și ei sunt toți creștini și trebuie să-i sprijinim și pe ei. Alte, domnul Ciobanu. Domnul președinte, dumneavoastră, Adina, a spus că aparatul dumneavoastră a verificat toate aceste cereri, dacă îndeplinesc condițiile legale. Acum, aici spuneți că toți care au cerut, indiferent dacă au îndeplinit sau nu condițiile legale... Toți au îndeplinit. Păi, e vorba de aceste biserici. Păi cum? Justificați-ne și noi. S-au dat la... În legătură cu justificare, domnul... Dați-mi voie că călcăm rea. Acum, dumneavoastră vă interpuneți, vă substituiți executivul. Deci, sunt două lucruri. Executivul adoptă hotărâri... Consiliul adoptă hotărâri, executivul verifică legalitatea lor și utilizarea lor. Trebuie să vă spun că în conformitate cu prevederile legale, chiar aici avem o hotărâre din guvern pentru biserici, care reglementează clar modalitatea de acordare și de verificare. Ei au, pentru sumele acordate de cursul anului, au obligativitatea să justifice până la 31 decembrie, iar pentru cele acordate în ultimul trimestru
au obligativitatea să justifice banii în 180 de zile de la data primii. Deci eu vă spun, credeți-mă, dacă nu, mi le verific, nu le verifică, mi le verifică Curtea de Conturi, același lucru. De fiecare dată mi le-a verificat. N-am avut probleme, decât domnul consilier Micu știe, decât cu o singură biserică la Pădureni, satul Pădureni, comuna Budurugeni, care am înțeles că deja a depus acum procesul verbal de recepție a gardului, cu poze, cu tot ce trebuie. Da? Alte întrebări. Domnul Mihnea Poierescu. Domnul președinte, în general, când apare o hotărâre de guvern care vizează un subiect pe care noi trebuie să-l discutăm și să-l aprobăm, chiar dacă nu e obligația dumneavoastră, că puteți să-mi ziceți, păi du-te la monitor oficial și puneți meditator, părerea mea că ar trebui să o avem și noi pe masă. Dacă spuneți că există o hotărâre de guvern care vizează modul în care bisericile pot primi sprijin sau pot fi supervizate ce au făcut cu banii respectivi. Pe de altă parte, apropo de punctul de vedere al domnului Ciobanu, păi noi ca să decidem trebuie să fim informați. Pentru că atunci când, de exemplu, în anii 70, Statele Unite au făcut un pact cu RSS-ul pentru dezarmarea rachetelor cu lază medie de acțiune, Brejnev parcă era la ruși și a spus, cred, dar verific, vreau să fiu sigur. La fel și în cazul nostru. Noi vă credem că ați trecut pozitiv toate ajutoarele și chiar e un lucru bun că n-ați făcut partipriuri. Dar trebuie să fim și noi siguri de acest lucru. Pe de altă parte, am văzut că la unele ajutoare s-au acordat câte 5 milioane, la altele câte 50 de milioane. Eu nu zic acum că cei cu 50 de milioane nu aveau nevoie de bani. Cine n-ar avea nevoie de 50 de milioane în ziua de azi? Dar ideea e că ar trebui să existe și din rândul nostru o formă de supervizare, în afară de domnul Minș, care eu cred că e de bună credință, dar trebuie să formăm un soi de comisie, nu neapărat pentru mandatul ăsta, că mai sunt 4-5 luni și se termină, dar așa ca principiu. În privința ajutoarelor date la biserici, nu mă mai pronunț că punctul meu de vedere este ar fi cunoscut. Însă, dacă tot sunt atât de mulți bani pentru biserici, de ce nu ați găsit soluția până în momentul ăsta să sprijiniți spitalul să cumpere mamograf? Ne-ați indus în eroare la o ședință trecută și mi-ați spus că nu e prerogativa dumneavoastră sau că n-aveți voie să o faceți. Nu e adevărat. Există un subcapitol la buget dedicat spitalului județean și era suficient să alocați niște bani. Că știu ei mai departe ce au de făcut cu ei. Cât ar costa acest mamograf din moment ce dăm la fiecare lună 10 și 10 și 10 și 10 de mii de euro bisericilor? Încă o dată, e bine să ai intrarea în paradis asigurată, dar haideți deocamdată să vedem ce facem cu viii. Pe de altă parte, am discutat de problema RMN-ului la ședința trecută. Domnule președinte, ați spus că ați vorbit cu domnul primar Barbu și urmează să... Domnul, reveniți, vă rog eu frumos, reveniți la subiect, nu vorbim despre spital acum. Reveniți la subiect. Deci subiectul este modul în care dumneavoastră considerați că trebuie administrat bugetul Consiliului Județean. Eu consider într-un fel, dumneavoastră votați cum considerați dumneavoastră. Perfect. Atunci eu consider că am dreptul să-mi expun un punct de vedere. Dar nu acum. De ce nu acum? Să mă duc acasă faceți un proiect de hotărâre de guvern. Faceți, domnule, un proiect de hotărâre de Consiliu să luați mamograf. Vă rugăm să vă ocupați și aparatul de specialitate. Nu să ne trimiteți pe noi, să alergăm să știți că... Să strângem 10 semnături de la 10 consilieri. Nu-mi iau niciun merit. Domnul Boierescu, vă opriți un pic? Să știți că în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al propriului nostru Consiliu și cu statutul aleșilor locali, dumneavoastră în calitate de consilier județean aveți capacitatea să elaborați proiecte de hotărâri de Consiliu și să ne le supuneți dezbaterii de aici. Acum, pentru că tot ați ridicat o problemă, eu vă aduc aminte că anul acesta am alocat pentru spital peste 120 de miliarde, ceea ce înseamnă peste 16% din bugetul Consiliului Județean. Și vă spun cu mâna pe inimă, în niciun județ nu s-au alocat atâția bani. Mi-a spus chiar fostul ministru. Doi, de-abia acum câteva zile s-au terminat procedurile, am achiziționat toate aparatele pe care mi le-a solicitat și
vechiul director și noul director avizate de Consiliul de Administrație. Am aici membri în Consiliul de Administrație pe care vreau să-i rog să spună dacă este adevărat sau nu este adevărat. Deci eu nu pot să cumpăr un aparat pentru să aloc banii pentru spital dacă nu mi-l solicită spitalul. Da? Și spitalul a considerat că are nevoie de aparatele pe care deja noi am semnat, cred că s-a terminat procedura de licitație, ca să nu pierdem banii, pe normal. Da? Și crede-mă, ca să pot să fac acest, să cumpăr aceste aparate, eu am pus o cofinanțare mult mai mare decât cea pe care o prevede legea, ca să pot să am un grad de prioritate la Ministerul Sănătății. Domnul președinte, vă rog, deci nu e pentru mine, că sunt bărbat, vă rog, găsiți o soluție să existe mamograf. Să știți că cancer mamar au și bărbați, nu mai femeie. Da, bine, asta chiar nu știam. Vă rog, nu știți multe, soluție. Nu știți multe, domnul. Nu-i nimic, eu recunosc că nu știu și învăț. Cum fac el un titlu de glorie, măcar deschid. Dacă vreți, e la braț noastră. Domnul Corelescu, dar învățați pe timpul nostru. Doamna consilier, deci la concret, eu am făcut diligențele pentru aparatele pe care mi le-a solicitat. Dumneavoastră ați venit la mine și Consiliul de Administrație mi-a spus că la doctorul care se ocupă cu problemele de, cum se spun, stimă de oase. Nu scap acum, la ortopedie, că vine neapărat un aparat. Am dat toți, aproape toți banii la noi de aici, ca să atenționăm prin banii noi. Pentru că doctorul a solicitat. Păi dacă mie doctorul de profil din spitalul de urgență nu solicită acel aparat, cum să-i cumpăr? Mi-a solicitat, de exemplu, la ORL. Mi s-a spus că nu mai are microscop. Ei, da? Păi a solicitat, am dat banii imediat și pentru acel aparat. Am zis, doamne, 10.000 de euro nu e un mare lucru. Înțelegeți? Și am dat banii spitalului ca să aibă timp să facă repede procedurile de licitație. Dar credeți-mă, nu poți să, e un principiu, nu poți să dai fără să se șeară. Iar eu nu primesc, încă o dată vă spun, nu primesc nicio propunere de la spital fără avizul Consiliului de Administrație. E foarte clar. Domnule președinte, RMN-ul funcționează la un sfert din capacitate. Dacă stăm să ne ascundem că nu mai avem semnăturile tuturor membrilor pe Consiliul de Administrație, că au uitat să pune tampila și a depus-o la registratură, dar nu s-a înregistrat. Haideți să găsim o soluție, că nu-i mare lucru. Domnul Boierescu, la RMN nu v-ați informat corect. În acest moment avem 2 doctori pe care lucrează și unul în procedură de pregătire. Și trebuie pe el să avem 3 specialiști care să lucreze. Deci cine va informa pe dumneavoastră că RMN-ul nu are personal de ajuns? Greșit. Dumneavoastră ați recunoscut la ședința trecută că nu are personal suficient. Eu am recunoscut, alo. Eu am recunoscut că spitalul în general nu are, nu are RMN. Da? Și că am discutat cu domnul Barbu, i-am trimis și scrisoare oficială, că nu e obligația mea să fac blocuri de... Te gândești undeva? Bun. Există diverse, pentru că ședința este ordinară. Deci vă rog frumos. Deci vă rog frumos, gata. Dacă vrei să te auzi mai tu... Deci domnul Boierescu, acum vă întrerup, că nu mai aveți ce să... Stingeți așa, domnul Ovidiu. Bun. Deci am o rugăminte. Am o rugăminte. Doamna Buga a făcut o propunere. Nu, domnule, el acum este pus... Deci, domnul Matei, vă spun eu despre ce este vorba. Din momentul în care organizația Biroul Politic reunit ăsta nou al PNL a propus excluderea mea din PNL, domnul Boierescu este vârful de lance al PNL-ului împotriva mea. De-aia am întrebat data trecută. Nu ți-am dat cuvântul, ți-am dat. De asta și spun că mi-asum riscul, pentru că eu când am venit aici, eu am jurat pe Biblie și pe Constituție
Că voi reprezenta interesele cetățenilor, nu ale partidelor și nu ale noastre. Și așa voi termina mandatul. Dar și astăzi am fost acuzat că nu reprezint interesul de partid. Nu, n-am venit aici ca să reprezentăm interesele de partid. Da? Și cu asta am terminat. Deci avem două propuneri. Propunerea mea și propunerea doamnei Buc. Întrucât, deci, nu v-ați, îl faceți amendament sau îl... Domnul președinte, așa cum în fiecare... Domnule, nu mai, deci, ascultați-mă. Se propune adăugarea pe listă. Dacă dumneavoastră, ascultați-mă puțin. Dacă, același lucru fac deci, și eu acum. Doamne, sunt două variante, mă ascultați puțin. Sunt două variante. Dacă este amendament, îl supun prima dată pe al dumneavoastră și pe urmă la mine. Dacă nu este amendament, supun proiectul meu și dacă nu trece, îl supun pe al dumneavoastră. Este amendament, domnule. Dacă este amendament, deci asta vreau să clarificăm împreună. Scoaterea celor două biserici spune justifică ajutorul pe care l-au primit deci, deja pe 22-10. Deci ei, și dacă cred, vor doamna, avea nevoie, îl propune. Atenție, opriți-vă! Doamna a transmis, eu știu că au transmis justificări. De la Bendea și de la Sfântul Gheorghe. Eu nu rețin cine a transmis și cine nu a transmis. Ei trebuie să se calibreze prevederile legale. Eu suntem în trimestrul 4, au încă termenele de punere a justificărilor. Deci eu o să vă spun acum. Deci doamna a supus să scoatem de pe ordinea de zi sprijinul de la Bendea și de la Biserica Sfântul Gheorghe din Giurgiu. Cine este pentru? Numărul doamna. 4. Cine este împotrivă? Numărat. Cine se abține? Deci, având numai 4 pentru restul, împotrivă, amendamentul nostru a fost respins. Acum vă supun la vot proiectul de hotărâre pe care vi l-a propus. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Domnul Boierescu. Domnul abțineri? Abțineri, domnul Ciobanu, doamna Buga, domnul Pălălău. Și domnul Mic. Și domnul Mic. Deci este un proiect care se ia, hotărârea se ia cu majoritatea calificată de majoritatea consiliilor în funcție. Și trebuie să avem 16 voturi, 24 fără 5, 19. Deci am deplinit cuvorumul pentru a fi aprobat. Trecem mai departe. Proiectul a fost adoptat. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării capitolului 12, litera E, Centrul de Asistență Socială Hotarele, Județul Giurgiu, din anexa numărul la HG, privind atestarea domeniului public al Județului Giurgiu, precum și al municipiului Giurgiu, orașului și comunului Județul Giurgiu. Centrul de Asistență Socială Hotarele, proiect finanțat în programul operațional regional 2007-2013, a fost finalizat, a avut loc decizia la terminarea lucrărilor și în consecință trebuie să modificăm anexa la hotărârea 968-2012 privind atestarea domeniului public al județului Giurgiu, în funcție de noile valori a obiectului. Mulțumesc, dacă sunt întrebări. Deci este un proiect finalizat. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține. În unanimitate. E cineva? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu la imobilului Casa Tineretului, situat în municipiul Giurgiu, strada 1 decembrie 1918, fără număr, compus din teren în suprafață de 3.300 metri pătrați și clădire în suprafață de 1.486 metri pătrați. Este vorba despre proiectul pe care noi l-am aprobat deja într-o ședință anterioară, să dăm în administrare municipiului Giurgiu, Consiliului Local, acest imobil în vederea accesării unor fonduri europene. Noi, Consiliul Județean, nefiind eligibil într-un proiect de genul acesta și numai unitățile administrative, comunele, orașele și municipiile. Și între timp, domnul Barbu ne-a făcut o solicitare de trecerea acestui imobil din domeniul privat, cum l-avem noi până acum, în domeniul public, pentru ca să poată să elaboreze proiectul pe înghit, se impune ca imobilul care face obiectul fondurilor europene să fie în domeniul
să fie în domeniul public. Nu, deci nu în privat, să fie în domeniul public. Și faptul că el nu e în proprietate, poate să fie și în administrare, că nu e nicio problemă. Și din acest motiv am făcut propunerea să-l trecem în domeniul privat, în domeniul public, bineînțeles cu precizarea de rigoare, se modifică corespunzător și hotărârea dinainte, în care noi scriam că este în domeniul privat. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, vă supun proiectul la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Deci nu n-am nimic. Aici aveam nevoie de o majoritate de 2/3 calificată. Avem 24 de voturi. Înseamnă că este îndeplinit cu vorul deci pentru adoptarea hotărârii. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de asociere în participațiune numărul 241 din 20 septembrie 2011. Este aici doamna directoare Pătru. Da. Doamna directoare, nu v-am văzut. Faceți o scurtă prezentare. Contractul de asociere în participațiune numărul 241 din 2011 avea nevoie, practic, o actualizare, având în vedere că termenele de realizare a investițiilor au fost decalate față de anexa 3 la contract, datorită timpului mare de obținere a autorizațiilor necesare. Aveți în spatele hotărârii deja actul adițional numărul 1 la acest contract de asociere cu propunerile de modificare. Dacă aveți nelămuriri sau întrebări, vă stau la dispoziție. Ați terminat? Deci, în mare, în acest act adițional, sunt trei categorii de modificări. Domnul consilier Părăloc, un minut vă este. Prima... Poți să continui? Prima categorie de modificări este generată de faptul că terenul pe care noi l-am primit de hotărâre de guvern din situația în Comuna Slobozia, pe raza teritorial administrativ al Comunei Slobozia, e dat cu sarcini. Și acolo nu putem să facem decât fermă ecologică. Și atunci a trebuit să revenim să modificăm. Că inițial în proiect trebuia să facem și, să punem și panouri acolo, fotoelectrice. Și atunci a trebuit să revenim și să scoatem, da. Deci, scoaterea, domnul Matei, vă rog să mă credeți că este important să fiți atent la ce vă spun acum. Prin fostul contract, la ferma, la un terenul din Slobozia, centrala de 1 MW care trebuia făcut acolo, după 15 ani, ea trebuia să revină în proprietatea noastră, a Consiliului, a Județului. Dar întrucât nu putem să construim, că altfel pierdem terenul, articolele care reglementa terenul de acolo, toate ar trebui să fie anulate și reformulate. A doua categorie de modificări este generată de faptul că până acum noi trebuia să primim o energie electrică într-o anumită proporție din asociere și noi, când data trecută, când am tablit aici, am zis că preferăm să primim contravaloarea în lei a acelei energii. Și a treia modificare se referă la terenul pe care trebuie să se facă ferma agricolă. Aici este vorba de parcă 162 de hectare sau 67 la Costinu. La Costinu e vorba de 162,772 hectare, și iar la Slobozia 6,5. Și aici am propus o sumă fixă de 650 de lei pe hectar, care va fi indexată corespunzător indicilor transmis de Institutul Național de Statistică. Suma am, când am stabilit-o, am plecat de la nivelul redevențe, de la nivelul
subvenție pe care o dă la ea și de la ce se practică în județul nostru la rentă pe hectar. Eu am căutat să vă propun o sumă care să fie cel puțin mai mare decât subvenția primită de la APIA. Urmă, iar dădeam naștere la tot felul de discuții. Deci, astea sunt modificările în mare pe care le-am făcut și pe care noi le-am discutat data trecută. Acum, acest contract, da? Dacă vreți, eu vi-l citesc tot ca coadă, dar l-ați avut la mapă, deci l-ați avut transmis și dacă l-ați avut transmis și aveți puncte de vedere sau opinii, vă rog să le ridicați acum. Pentru că eu acest contract nu-l semnez decât dacă hotărârea este favorabilă acestei propuneri de act adițional. Nu sunt? Da, domnul. Am citit acest contract și parcă am înțeles că este o asociere public-privat ca și contract. Da. Există diverse metode de asociere care prevăd niște chestiuni ca la sfârșitul perioadei de contractare. Ceea ce se construiește pe suprafața respectivă să fie dat în proprietate celui care are teren. Există această prevedere pentru ferma mare de 160 ceva de hectare? Doamna director Pătru, este o prevedere, după cât știu eu, că la sfârșitul asociațiunii care durează 30 de ani, bunurile trec, se reîntorc fiecare în proprietatea... Da. Aici, eu nu știu, sunt sceptic, pentru că... cred că după 30 de ani, celulele fotoelectrice nu mai sunt... Deci atunci trebuie să existe niște obligații legi, în sensul că terenul respectiv care este folosit, se poate urmă de multe aici care nu vor mai fi funcționare. A să fie lăsat liber de sarcină. Să fie lăsat liber de sarcină și să fie readus la aerția. Dă-mi contractul. În contract există prevederea că bunurile revin în domeniul județului libere de orice sarcină. Păi dacă e liber de orice sarcină. Da, și le-a adus la folosința inițială. Ia vezi la ce... Ai contractul ăla de bază? Vino să vezi la ce articulețe și reformulăm acum. Și mai este o problemă. Deci da. Aceste asocieri public-privat se fac pentru anumite chestiuni, anumite forme. Poți să ajungi cu operare transfer, de exemplu, care sunt acceptate la nivel de guvern și nu știu dacă nu cumva ceea ce încerc mai să faci acum este din cadrul legal. Domnul consilier, eu nu am încercat prin acest act adițional să modific substanțial un act aprobat de Consiliu cu altă ocazie. De ce? Modificările pe care vi le-am propus sunt generate în special de scoaterea fermei de la Slobozia din contractul pe celule fotoelectrice. Îndresc și de modalitatea de plată o care și dumneavoastră a spus de acord. În restul, n-am încercat să intru să modific spiritul contractului și hotărârii care s-a făcut la data respectivă. De ce n-am să fac un proces? Pentru că investitorul, nu e ușor să investești aproape 300 de milioane de euro într-o astfel de investiție, când a angajat creditele și sursele de finanțare, a plecat de la premisele contractului inițial. Eu acum, dacă aș umbla să-i modific fundamental, contractul inițial, poate îi dau peste cap toate planurile și toate circuitele financiare pe care le-a avut în vedere atunci când a elaborat, când a semnat contractul inițial. Asta a fost motivația mea. Dacă eu vă spun de la ce premise am plecat și vă spun același timp că eu consider că este un proiect important pentru județul nostru, nu? Care nu atât de faptul că aduce niște venituri Consiliului, cel mai important lucru este că va crea multe locuri de muncă în zona respectivă.
Deci astea sunt premisele de la care am plecat și v-am spus tot. Dacă mai sunt și alte propuneri, eu sunt deschis. Deci, conform legii, domeniul, terenul este în administrarea Consiliului Județean, eu n-am nicio competență, competența este a Consiliului Județean, iar eu voi semna actul adițional așa cum dumneavoastră aprobat. Doamna domnul. Ce vor să facă? Dacă este un contract din 2011, suntem alături, și eu am aprobat atunci în celălalt mandat, suntem alături de investitori, dar parcă, cred că și eu și toți colegii mei am vrea să știm efectiv starea fizică a derulării proiectului, ce s-a realizat până în prezent. De aici sunt reprezentanții firmei, sunt aici și vă rog dați un microfon. Că noi avem un grafic aici pe care mi-am înțeles că în 2017 vom intra în funcțiune, eu așa. Ridicați-vă să vă filmăm și noi, domnișoare. Asta e respectul. Ridicați-vă. Apăsați și pe butonul ăla, vedeți, da? Pe proiectul fotovoltaic, obligația acordului 220 al ANR, să fie finalizată producția la 31 decembrie 2016. Pe ferma Miorcea, care se dezvoltă pe 168 de hectare, deja am început 30 de hectare de pregătirea terenului și vreau încât să primăvară. Vom începe plantarea celor 260 de mii de puieți de paulovia, pe care deja i-am achiziționat. Se va planta unii cu perioadă de recoltare la 6 ani pentru destinație de mobilier, iar cealaltă cultură care se va finanța se va recolta după 2 ani ca să ne asigure un suport pentru a dezvolta în continuare soliele. Necesită o reședință, un plin de acces, nu? Pentru partea de fermă ecologică. O săptămână de nu, mai important pentru mine este când cum punem în funcțiune stația de fotovoltaice. Că asta este pentru noi. Am văzut proiecte de 200 de hectare. Da. Deci asta este. Da. Trebuie să vă spun că în momentul acesta, când a venit la mine la masă, reprezentanta firmei mi-a făcut o notificare în conformitate cu contractul. Da. Și vă rog să ne o prezentați acum. În legătură cu punerea în aplicare a articolului care Parcul, mă scuzați, ferma agricolă Costinu, se impune să avem o finanțare separată. Fiecare societate trebuie să aibă un cod de activitate dedicat activității pe care se dezvoltă, de exemplu, parcul, avem activitate producere de energie electrică, cod caien specific. La fel se va întâmpla și pentru ferma care se dezvoltă pe 160 de hectare, pentru că înființarea unei astfel de culturi, v-am spus, deja puietul avem, nu ne mai costă nimic de acum încolo. În schimb, ca să putem să amenajăm, se organizează uitații cu picătura la fiecare autor în parte, se amenajează terenul, se cultivă între diverse plante care sufocă efectiv celelalte plante de următoare, avem nevoie de finanțare. Vorbim de o sumă de 3500 de hectare, 160 și ceva, este o sumă importantă. Nu putem să obținem finanțarea decât pe o persoană juridică distinctă, cea față de cea pe care dezvoltăm parcul. Notificare. Vorbim dacă 11 contractul de asociere și 1.317 cu codul civil. Mă vedeți că încă de la momentul încheierii contractului care s-a exprimat, și-a exprimat acordul cu privire la acestuia. Deci, ca să fie foarte clar, să nu se interpreteze. Asta este o prevedere contractuală, indiferent de ce dorim noi, da? Este dreptul dumneavoastră conform contractului. Singura obligație pe care dumneavoastră o aveți față de noi, Consiliul Județean, este să ne faceți notificarea pe care în acest moment ne-ați și predat-o și o să e văd că e și registrată la... Bun. Acum să revenim la actul adițional. Mai sunt puncte de vedere în legătură cu actul adițional?
Vreau să înțeleg dacă v-a verificat doamna Pătru, dacă în afară de faptul că trebuie să lase liber de sarcini, dacă scrie acolo că lasă și starea la starea. Adică cu, pentru... Dacă ne referim la, la unde viața sunt? Proiectului fotovoltaic, unde știu o dată de viață acum, ce se instalează undeva la 15-20 de ani, tehnologia evoluează. Durata contactului este pe 30 de ani. Înseamnă că dumneavoastră intenționați să le remodernizați. Nu, e o propunere pe care a făcut-o domnul consilier și trebuie să verific dacă este prevăzută sau nu în contractul inițial. Am luat eu contractul de la Dana și acum l-am lecturat în mare grabă, dar singurul articol pe care l-am găsit, 6.1, asociațiile și păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor care constituie aport la asociere și acestea se vor întoarce la finalul asocierii în patrimoniul fiecărui asociat. Văd că s-a tăiat se și să scrie rămâne, cred că e greșit să se taie, fiindcă, nu știu, asocierea înseamnă tocmai punerea... Eu zic că rămâne, că el rămâne tot timpul, nu se întoarce. Așa parcă discutați. Nu, în contractul nou scrie rămân în domeniul public. Acolo a modificat. Am domeniul, mă rog. Păi nu se întoarce, că el nu iese. Da. Și atunci trebuie să completăm acolo cu un aliniat eventual, da? Că terenul va fi predat zi liber de sarcini și în condițiile, deci, a fi exploatat conform destinație inițială. Deci chestiunea următoare, unde scrie? Unde scrie, mă, în regulamentul posibil local pe care nu l-ați citit, domnul Spoiala, vă rog frumos, președintele, ba, nu-i adevărat. Imediat, doamna consilieră. Imediat. Păi și scrie acolo că poate fiecare să vorbească când vrea, când vrea, și legat de orice vrea. Păi așa facem discuții și discutăm până la mine. Adică ce vreți să spuneți, că nu înțeleg?